Bine v-am regăsit, dragii mei, la tarotul zilnic. Hai să facem etalarea pentru mâine, 30 iulie 2024. Să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că vom face 3 variante. Va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3 și haideți să începem. Ce vă așteaptă pe cei care vă uitați mâine, 30 iulie 2024, evenimente importante, evenimente importante. Varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Haideți să începem cu cei care ați ales prima variantă. Ok. Aici este. Nu știu, ai o capacitate de mâine, ori realizezi că ai început să ai o capacitate, să-i spunem așa, capacitate, în care să realizezi că poți să începi să colaborezi sau să suporți pe lângă tine, ai ajuns la acel nivel, chiar și persoanele care sunt false față de tine. Nu știu, la varianta numărul 1 am o clarviziune legată de faptul că nivelul tău, ascensiunea ta spirituală, vindecarea ta, cum vrei să o percepi tu, la ce nivel ai ajuns tu, te-a adus în stadiul în care să reușești să colaborezi sau să iei ceea ce tu ai nevoie, mai exact spus, chiar și de la persoanele care nu sunt în totalitate sincere față de tine, dar practic au ceea ce-ți trebuie, au ce-ți trebuie ție, pe înțelesul tău, ok? Indiferent ce ar fi acel lucru, sau mai degrabă spus, ai început, ai reușit să începi să te bucuri de tot ceea ce este pus în fața ta, ok? Oricum, eu spun întotdeauna, și v-am mai spus, ia-ți ce trebuie, ia-ți ce ai nevoie de la fiecare, ok? Ăsta este vibe-ul pe care îl am la varianta numărul 1 și clar viziunea. Îți iei ce trebuie de la fiecare persoană sau de la fiecare oportunitate care se ivește în calea ta și este benefic pentru tine acel lucru sau discuție sau mori pentru câțiva dintre voi realizați că la varianta numărul 1 chiar și persoanele care sunt într-un low vibe, ok? Sunt persoane de la care ai ce să înveți sau să transmuți energia respectivă în ceva pozitiv, ok? Productiv, pozitiv. Sau că experiențele negative te-au adus la nivelul în care să fii persoana ceea ce ești astăzi, ok? Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 1? Mâine, 30 iulie 2024, evenimente importante. Da, ești mult mai mult pe partea logică decât. Da, uite, asta este ideea. Ai învățat să și privești și să înveți. Nu că până acum nu ai fi învățat, dar să conspectezi, să nu chiar să urmărești, să analizezi, mai degrabă spus, comportamentul altor persoane sau ce ai putea să înveți de la persoanele respective. Ceea ce te-ar ajuta pe tine într-o vindecare sau pe partea de vindecare. Oricum, o vindecare aici la tine e a final. Ai învățat să. Da. Să știi că aici tu mulțumești tuturor experiențelor pe care le-ai avut, pentru că datorită lor ești ceea ce ești astăzi. O să fii foarte mulțumită de mâine când o să realizezi că fără experiențele astea tu nu ai fi reușit să ajungi la nivelul la care ai ajuns acum. Aici la tine blocajul s-a terminat referitor la trecut, pe care în momentul de față îl vei, ca să spunem așa, poate că ai, nu poate, cu siguranță ai trecut de etapa în care îl tot revedeai amănunt cu amănunt. Acum pot să spun că e ceva per total, per general, în care practic tu spui tot ce a fost, filmul vieții tale. Bine, pentru foarte mulți dintre voi mai aveți mult din viața asta, ok? Eu mă refer până acum.
filmul vieții tale, din copilărie până în prezent, o să fie ceva care o să pară în momentul de față și amuzant, dar și realizarea ta că este ceva, a fost ceva care pe tine te-a, a fost un scop, a fost un scop. Eu tuturor spun, dacă scopul tău, drumurile, destinele, nu se aseamănă una cu cealaltă. Fiecare are un destin diferit, ok? Fiecare are un scop diferit. Fiecare are un drum diferit. Dar uneori te întâlnești în viața ta cu persoane pentru a-ți împlini o misiune, ca să nu-mi zic armă, o misiune pentru a te învăța ceva, pentru a realiza ceva, pentru chiar dacă ți se pare o situație negativă, poți să realizezi peste un timp că ai luat ceva pozitiv din situația respectivă care ție ți s-a părut negativă. Chiar dacă nu o realizezi atunci pe moment, o să o realizezi peste un timp mai îndelungat. Ok. Clar aici în trecut s-a terminat și faptul că tu ai stat într-o singurătate, dar aia nu a fost, nici aia nu a fost degeaba. A fost o vindecare și o realizare cu referire la care este drumul tău pe mai departe. Ce vrei tu să faci pe mai departe? De ce s-au întâmplat evenimentele alea? Ce au semnificat, ce semnificație au avut mai exact? De ce a trebuit tu să treci prin ele? Universul te-a pregătit pentru ceea ce urmează. Și ceea ce urmează este o hierofantul. Este lecție învățată, lecții învățate, misiune împlinită, ok? Te simți bine cu tine, ai reușit să ai încredere din nou în tine, să te accepți așa cum ești, să te simți împlinit, împlinită, să spui cu drag că îți place viața ta, celebrezi, mergi la o petrecere, ești invitată undeva. Ai făcut pace cu familia ta, un conflict financiar s-a terminat, vin foarte multe oportunități către tine și pe partea de finanțe, dar dacă tu cumva ai avut de împlinit o karmă pe plan financiar din familie sau ceva ce avea legătură cu o altă viață, să-i spunem așa, vreau să te anunț că acest lucru s-a împlinit. Dacă a fost vorba despre ego sau despre o chestiune ce a ținut de o datorie karmică, financiară, a familiei tale sau chiar a ta dintr-o altă viață, ți-ai achitat-o. O secundă. Ok, acum suntem bine. Ți-ai achitat-o. S-a încheiat acest aspect și tu ești foarte mulțumită de tot ce ai realizat și asta îmi place la tine. Că este un vibe foarte pozitiv la varianta numărul 1. Este o chestie de întinerești, ai chef din nou de viață. Opte săbi și 5 monede. Tot același lucru, 7 de săbi cu hierofantul. Spunduratul cu 3 de săbi invers. Te-ai vindecat ce ai trecut de o stagnare. În sfârșit ți-a trecut iubirea pentru cineva. Deși relația asta a fost o relație... trebuia să o experimentezi. Ea a fost relația care pe tine te-a schimbat în ceea ce ești astăzi. A fost triggerul vieții tale care te-a făcut pe tine să îți înfrunți toate fricile și să reușești să ai capacitatea asta să te iubești pe tine și să recunoști ce te ținea pe loc. Relația asta a fost un mare trigger pentru ego-ul tău. Poate cu cineva din fecioară, cu cineva din pești. Pentru alții dintre voi să știți că s-a terminat o a treia energie, în sfârșit te cuplezi cu sufletul tău geamăn, pentru mulți dintre voi aud. Ia să vedem, trei de săbi. Da, lumea invers cu asul de săbi. Pentru mulți dintre voi s-a terminat relația cuiva care este menit să fie cu tine. Relația ta, relația cuiva, reușești să te cuplezi cu persoana asta și reușești să fii foarte fericită fără să mai ai piedici și pentru alții dintre voi aud că
toată schema asta a vieții tale, tot ce s-a întâmplat până acum, te face să realizezi că acum, dacă a apărut o persoană nouă în viața ta sau urmează să apară, oricum nu ai fi fost pregătită sau pregătit mai devreme să poți să vezi lucrurile cum le vezi în ziua de astăzi în privința unei relații. Adică, oricum ai fi fost în situațiile respective, fricile tale, anxietățile tale, faptul că nu erai vindecată, nu ar fi avut o relație, nu ar fi avut sorți de izbândă, nu ar fi avut reușită de niciun fel în felul în care tu erai. Deci, asta e foarte important de știut. Pentru că tu acum poți să ai o relație sau vei putea să ai relația, că asta și înseamnă timpul divin. Pentru că, practic, tu nu mai ești la nivelul în care să mai simți acel low vibe, știi? Cu ce te-ai confruntat deja? Insecurități, teamă, ego, mândrie, încăpățânare, toate alea tu deja le-ai lucrat cu alte persoane sau cu o persoană din trecut. Iar acum tu ești pregătit. Deci, practic, sufletul tău perechi o să se bucure de varianta ta cea mai bună și tu o să te bucuri de varianta cea mai bună a sufletului tău pereche. Asta e partea cea mai drăguță în situația asta. Că două persoane care vin vindecate și nu mai au nimic din trecut, practic se pot bucura de cea mai bună variantă, versiunea lor unul de celălalt. Și aici văd lucrul ăsta. Bun. Varianta cu numărul 2. Foarte mulți dintre voi aici este o... Se... E... Hai că vreau să spun mai multe lucruri. E un proces, finalizarea unui proces. Ori primești o înștiințare. Clar este un proces. Clar este un proces. Dar aud că este finalizarea unui proces. Se termină cu bine. O justiție, o karmă pentru alții dintre voi. O judecată divină. Vreau o carte pentru mâine. Ce se întâmplă cu lucrul ăsta? Ce rezultă din procesul ăsta pentru mine 30 iulie? Echilibru și 8 de bute. Vești bune în legătură cu acest proces. Vești bune. Vești foarte bune. Se întoarce fericirea în viața ta pentru că se încheie un proces cu bine, se încheie o revoltă, se încheie o ceartă, se încheie o chestiune ce era legat, poate mulți dintre voi, un divorț sau un proces karmic. Poate chiar proces karmic pentru alții dintre voi, poate chiar aveți un proces și se termină cu bine spre câștigul vostru, spre eliberarea voastră, pentru că este ceva ce o să vă bucure foarte tare mâine. Veștile de care vine la un proces, un plic, o înștiințare, o veste, ceva ce te face să fii foarte fericit sau fericită, pentru că rezultatul este unul foarte pozitiv pentru tine. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 2? Mâine, 30 iulie 2024, evenimente importante. Cineva îți declară iubire mâine, aud. Pentru alții dintre voi semnați niște acte. Dar tot de fericire. Ai un nou început foarte fericit aici și foarte frumos și plin de pozitivitate. Cineva așteaptă decizia ta în partea de iubire. Cineva are un conflict. Uite, vezi? Uite. Cinci de săbii, diavolul și justiția. A fost o karmă pentru alții dintre voi, un proces, chiar dacă este un proces în viața de zi cu zi, la propriu, un proces, să știi că a fost un proces legat de karma ta, dintr-o altă viață. Deci procesul ăsta s-a mai întâmplat cândva, s-a mai întâmplat cândva, că era procesul cinci de săbii cu diavolul. Era ceva neterminat dintr-o altă viață. Era ceva ce trebuia să învingi în viața asta. Era o persoană sau o situație sau exact procesul în care tu ai câștigat deja sau vei câștiga deja. Vei câștiga. Da. Și să știi că aici ai de luat o decizie în dragoste pentru că vei avea sau ai foarte multe opțiuni. Dintr-o dată se deschid porțile sau s-au deschis porțile în partea de dragoste și ai de luat foarte multe. Nu, de luat o decizie sau cred că nu vrei să iei nicio decizie momentan, deși vă doi de pentacule invers. Doi de pentacule invers, trei de cupe. Tocmai. Trei de cupe cu cavalerul de pentacule și asul de monede. Practic, tu știi ce vrei, s-ar putea să apară în viața, să fie apărut deja ceea ce vrei în viața ta,
dar nu vrei să excluzi partea socială, partea asta ta sociabilă, în care tocmai că acum, după o perioadă de timp, s-ar putea să fii reaprins partea asta sociabilă ta, în care îți place să fii în compania prietenilor sau a persoanelor dragi, ori persoanele care fac parte din viața ta, sau chiar dacă sunt opțiuni, îți place să diversifici sau să ai parte de mai multe nu neapărat, înțelegi pe ce parte mă refer, prietenie, pentru că eu asta văd, experiențe. Ți-e drag să fii în compania persoanelor pe care le-ai păstrat în viața ta de ceva timp, dar persoane pe care le-ai păstrat din ce triere ai făcut tu, aceste persoane te fac să te simți bine în compania lor și tocmai asta, trei de pe cavalerul de pentacule, nu cred că ești obligat sau obligată să iei vreo decizie, deși eu cred că aici s-ar putea să ai și relații, să practic să ai în viața ta și parte de relația de care îți dorești și să împărtășești lucrul ăsta și cu partea ta de socializare, adică prietenia, înțelegi? Introduci persoana asta în viața ta de socializare cu prietenii, cu familia, etc. Ori persoana asta este atât de ok cu tine, încât nu este deranjat sau deranjată că tu menții legătura cu niște persoane care ți-e plac. Ok, compania acelor persoane. Cineva are o maturitate și te înțelege foarte mult în privința asta și poți să ai și. Și aici foarte mult mă refer la doamne. Asta e 3 de cupe și cupe de pentacle. 9 de cupe și turnul. Ne vezi? Și 6 de cupe. Exact. Ești foarte prietenoasă. Ești foarte sociabilă. Ești foarte drăguță. Ești adorată de toată lumea. Vei fi adorată de toată lumea. Te plac persoanele din jurul tău. Te vor în preajma lor. Nu e nimic rău în asta. Asta de mâine de... 4 de monede și 8 de cupe. Mie îmi place de tine. Deci tu aici ai două chestiuni. Deci ești și persoana practică, responsabilă în muncă și o soție bună sau o prietenă fidelă sau loială. Tot aia, ok? Și ești și o persoană de viață și o prietenă extraordinară. Deci le-ai pe amândouă. Tu ești și. Adică ai și capacitatea asta să poți să te distrezi sau să ai socializare și apoi să închizi ușa pentru un moment și să te focusezi pe persoana ta pe care, pentru foarte mulți dintre voi, dacă aveți o persoană oficială, să faci treaba asta, să fii cu persoana ta oficială și partea de prietenie să rămână acolo, ok? Deci e un echilibru extraordinar. Ai făcut un echilibru extraordinar, ok? Vreau să văd 4 de săbi și marea preoteasă, că intuiția ta s-a liniștit. Intuiția ta e foarte liniștită. Da, te iubești foarte mult pe tine, asta e ideea. Ai ajuns la un nivel de iubire de sine încât faci ceea ce este bine pentru tine. Nu că nu te gândești la binele celorlalți, dar este un gram de egoism sănătos care te ajută pe tine. Chiar vrei să te bucuri de toată lumea din viața ta. Aerul și puterea. Justiția și lumea. Asta este și firesc și normal să faci, pentru că asta te ajută pe ți-a readus echilibru în viața ta. Și aici să știi că primești o dreptate în privința faptului că o perioadă sau divinitatea ți mânează, uite, și o relație fericită, relații, socializare, prietenii, dar în același timp și o afacere de succes. O afacere de succes, dacă foarte mulți dintre voi aici posibil să vă fi întrebat, care a fost ideea pentru care munca ta a fost atât de multă și venitul mai slăbuț sau ți s-a părut că practic de ce la un moment dat sau cum vrei tu să spui, într-adevăr munca ta a fost foarte bună și ești bun în ceea ce faci sau bună în ceea ce faci, dar consider că meriți mult mai mult și asta este ok, asta este iar este iubire de sine. Și anume,
Universul îți arată sau îți va arăta de mâine începând că asta era cheia succesului pe care ți-o mânează, și anume iubirea de sine și încrederea în tine. Pentru că s-a reflectat și în munca ta, faptul că tu ești o persoană extraordinar de bună în ceea ce faci, tu subconștientul tău o știai. Dar faptul că nu te-ai apreciat și ai avut un dubiu în privința ta mereu, asta s-a reflectat și în munca ta ca și energie. Și asta te-a încetinit pe tine. Pentru foarte mulți dintre voi primiți răspunsul ăsta și vă ajută să înțelegeți că probabil pentru câțiva dintre voi, karma vieții tale ce aveai de împlinit într-o altă viață era iubirea de sine. Iubirea de sine, încrederea în tine, să-ți recapeți încrederea în tine. Mai vreau o concluzie aici. Asta e monede și 9 de cupe. Tot ce pornește de mâine în viața ta, tot ce începe de mâine e fericire. E fericire. Se întoarce cineva în viața ta, 8 de cupe invers. Nu am zis pentru că s-ar putea pentru câțiva dintre voi să fie un șoc. Regele de săvii, spune-mi de ce. De ce se întoarce bunatul sau în viața ta? O energie superbă. Deci nu tu poți să spun ce energia mai cea. Este ca o dreptate. Deci asemenea energie superbă. Vreau să vezi. Deci persoana asta nu se întoarce cu intențiile. Pași de săbit fără. Îți admiră progresul, pozitivitatea. Deci se întoarce cu niște intenții bune. Ideea este că vreau să spun că pentru foarte mulți dintre voi s-ar putea să aveți un șoc de admirația cuiva față de tine care a făcut parte din karma ta. Un bărbat, sau dacă ești bărbat, femeie. Admirația cuiva pentru tine, pentru câțiva dintre voi, este un doamnele. În special zodiile de foc. Bărbatul ăsta este un bărbat cu care ai fost tu acum mulți ani de zile. Poate chiar în adolescență. Te șochează întoarcerea acestei persoane. Cum vă reîntâlniți mâine? Cum cu regina de cupe pașii de vedere? S-ar putea prin cineva, te caută persoana asta în mod direct, un eveniment vă readuce să discutați împreună. Cineva poate să întrebe pur și simplu ce faci, cum ești, ce mai faci. De ce se întoarce regina asta de săbii cu intenții bune? Vreau să-ți confirm. 3 de săbii invers și 6 de săbii. A terminat și el ceva. De ce a terminat cu 3 săbii invers? Ce a terminat cu 3 de săbii invers? Ce parte cu peși împăratul? Controlul cuiva? Revolta? Relația cu cineva? Lacrimile? Supărarea? Karma familiei, furia. E ceva incredibil aici. Pentru alții dintre voi să știți că vă împăcați cu... S-ar putea să te recăsătorești cu cineva. Sau să te împaci cu cineva la care nu te așteptai. Să te revezi cu cineva vechi de mult, de care nu te mai văzusei. Justiția. Pentru câțiva dintre voi chiar ați divorțat de persoana asta și vă recăsătoriți. Oricând v-ați vrut să vă căsătoriți, ori un proces va readuce împreună, sau persoana asta te sună care are nevoie, deși nu pare care avea nevoie de ajutorul tău, te întreabă dacă tu ești bine.
O karmă s-a încheiat și o persoană are liber către tine. El a terminat un divorț. El a divorțat de cineva. Și imediat ce pune semnătura sau a pus semnătura, mâine te caută. Și spune, uite ce am făcut. Nu mai am treabă cu persoana aia. Sunt singur. Sunt liber. S-ar putea să se caute printr-o femeie, bărbatul ăsta. Prin cineva cunoscut. Nu sunt între de cine a divorțat persoana asta. Probabil că a avut o... Uite, astăzi se pe și justiția. A avut o relație karmică cu cineva, dar a divorțat de persoana aia. Pa! A divorțat de persoana aia și s-a și vindecat. Gata, la revedere. Oficial, omul ăsta vine cu intenții foarte bune și e un om divorțat. E un om liber. E un om care a terminat o karmă și tu ai terminat o karmă. Îmi place foarte mult ceea ce văd aici. Am numai vibe-uri pozitive. Pozitive. Revin cu varianta numărul 3. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 3. La varianta numărul 3 se pare că aici ai o speranță. Este vorba despre o speranță în legătură cu o situație. Oricineva mai are o speranță la tine. Ia să vedem ce e cu speranța mâine. Și cineva are și un gram de tristețe aici. Probabil cuiva este teamă că ai mers mai departe și s-ar putea chiar să fi mers mai departe. Ori tu ești persoana de care creiește teamă că persoana respectivă a mers mai departe. Cineva mai are de împlinit partea întunecată a sufletului aici, a căzut regele de pe jos. Rac pe scorpion. Ori un bărbat foarte introvertit. Cred că trecutul nu-l primești în casă. Nu cred, mai mult ca sigur. Trecutul nu mai are ce căuta în casa ta. Cineva își dă seama că te iubește mai mult decât și-a imaginat vreodată. Ai parte de cineva care realizează că te iubește. Era pe scorpion. Fecioară. De ce e bărbatul ăsta trist? Îl las pe jos. De ce cop de cu pe și atât de să vină? Okay. E trist că... Uite, regele de subiect trebuie să vii. Ai mers mai departe. Ca femeie ai mers mai departe cu altcineva. Nu mai ai sentimente pentru el. Cert este că este o relație aici nouă pentru tine. Sau poate ți explorezi opțiunile, dar e o relație nouă, totuși o să le iau de jos. Este o relație nouă aici. Cine e regele ăsta de săbii? Ai pe altcineva. Și acum o mare victorie. Cineva este trist că i-a luat prea mult timp aici să realizeze cât de special ai fost în viața lui. Asta e mesajul pe care l-am luat varianta numărul 3. Cineva este prea... Ce-am zis? Asta e cu pe invers. Cineva este trist că i-a luat prea mult timp să realizeze cât de special ai fost în viața lui, dar așa a fost să fie, că tu nu mai simți dragoste pentru omul ăsta. Da. Nu mai simți dragoste pentru el. Pentru cine nu mai simți dragoste și cu asta cu tine? Cine e bărbatul ăsta care te regretă mâine? Sadness, care vine. Cineva care a rămas, i-a luat prea mult timp, 8 de săbiși, 5 de cupe, i-a luat prea mult timp să stea în trecut și să exploreze opțiuni. I-a luat prea mult timp întorcându-se tot timpul la altcineva din trecut. Sau s-a închis prea mult în el și nu te-a văzut cum trebuia să te vadă. E o oportunitate pierdută.
Hashtag pe invers. Uite, rac pe scorpion. Ori are în astrograma lui rac pe scorpion. I-a luat prea mult timp. S-a terminat. Curând că mai păstrezi persoana asta în viața ta, pur și simplu de prietenie, dar să știi că suferă după tine. De ce i-a luat atâta timp bărbatul ăsta? Să tu tocea cineva din fecioară? Regina de săbii. Dorici, femeie din gemeni, balanță, vărsător? I-a luat prea mult timp. Te-a desconsiderat, oricineva din sus, te-a desconsiderat, te-a tratat urât la timpul respectiv și acum vrea să... E trist, are o melancolie. Are o melancolie pentru că persoana asta nu mai reprezintă pentru tine ce a reprezentat cândva, poate nu mai reprezintă nimic. Asta nu înseamnă că urăști persoana asta, asta nu înseamnă că ești supărată, poate că ai trecut de etapa asta. De grif, ok? Ai trecut. Pur și simplu cineva este supărat că nu mai simți absolut nimic. Adică e o formă de indiferență. Aud, cineva este supărat aici că vrei să fii doar prietenă sau prieten cu ea sau cu el. Și că te-ai limitat la atât. N-am ce să spun mai mult aici. Cineva este supărat de o alegere care a făcut-o cumva în legătură, uite, cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. El e supărat cu alegerea care a făcut-o cu femeia respectivă, orică a stat prea mult în trecut, orică și-a explorat prea mult opțiunile, orică n-a fost hotărât la timpul respectiv. Cineva e supărat pe el aici, nu pe tine, pentru că știe ce greșeală a făcut. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 3? Mâine, 30 iulie 2024, evenimente importante. Se bat niște persoane pentru inima ta aici. Se bat niște persoane pentru inimioara ta. Asta e săbii cu 8 de săbii. Asta e săbii cu 8 de săbii. Ești foarte focusată pe echilibru și pe bine și pe o nouă relație. Ești foarte focusată pe carieră. Ești, iar cineva aici este supărat pe el, nu pe tine, că drumurile lui n-au dus nicăieri cu persoana pe care a ales-o. Sau că un nou început n-a avut loc cu o persoană pentru care te-a lăsat. Hai, rup, Marta. E un berbec puternic aspectat aici. Am și vrei cu Marta și mi-a căsupărat cu 5 de pentacule. Ceva se termină definitiv. De ce se termină lucrurile cu omul ăsta? Pentru că, uite, te-ai îndrăgostit de altcineva. Ți-a spus regele de săbii cu ierofantul. Te-ai îndrăgostit de altcineva. Te reîmpaci cu cineva. Te reîmpaci cu cineva. Okay. Aici o conexiune de tip, aici am un mesaj specific. Împăratul ăsta a fost cineva dintr-o altă viață care a fost un om important în viața ta. În viața asta, el a avut o șansă să fie împreună cu tine. Dar șansa lui a expirat. Pentru câțiva dintre voi aveați un contract încheiat în viața asta ce a ținut de evoluția amândurora. Cred că timpul a expirat. Asta aud. Poate că ați fi avut posibilitatea să fiți împreună, dar lui a luat prea mult timp și timpul a expirat.
Realizezi că vrei să fii cu altcineva și că iubești pe altcineva sau că iubești o persoană anume. Regele de săpă cu hierofantul. A fost o vindecare sau a luat mult timp. Aud că odată ce s-au terminat evenimentele astea, omul ăsta nu mai poate fi cu tine. Tu nu mai poți fi cu el, scuză-mă. Tu nu mai poți fi cu el. E ceva ce s-a terminat definitiv. Deci nu se mai poate. E ceva ce s-a pus, s-a încheiat ca și ca o clepsidră. S-a încheiat, la revedere. Moartea carul. Uite, 10 de monede invers, 9 de pute invers. Poate că și mai preoteasă. Cuiva îi se stinge pasiunea intimă pentru cineva. E pa. Dintr-o dată, pac. Cine ești tu? Asta aud. Cine ești tu? De ce nu mai simt același lucru pentru tine? Da. De ce se stinge pasiunea? Gata. Aud teren, paci cu cineva. Teren, drăgostești de cineva. Ți se stinge și se flacăra pasiunii care a fost, ceva a fost bazat între tine și o persoană doar pe parte intimă. Atât. Persoana asta a fost în viața ta și a rezistat doar pentru că tu ai avut o pasiune fantastică și probabil doar pe asta s-a și bazat persoana asta. Conflictul și ce a fost? Băi, da, a fost o karmă, o relație karmică, ceva într-o altă viață. Persoana asta nu mai are niciun control asupra ta pentru că pasiunea s-a stins, ca să ne înțelegem. Ori tu te-ai vindecat de treaba asta și ai înțeles că o relație înseamnă mult mai mult decât o pasiune și o chestie trupească. În primul rând, trebuie să-ți fie în primul rând persoana cel mai bun prieten. Iar asta realizează cineva. Că a avut o conexiune. De fapt, este vorba despre tine, o femeie aici. Și bărbați, realizați că o relație este mai mult decât atât. Și pasiunea ta se stinge pentru o relație pe care ai avut-o poate de 2 ani. Poate ești încă în relația asta de 2 ani, de 3 ani. Realizezi că pasiunea ta s-a stins pentru persoana asta peste noapte. Pentru că un ciclu karmic s-a încheiat. Și pentru că apa este pe drum. Sau te-ai reconectat sau te-ai conectat cu o persoană de care te-ai îndrăgostit la un nivel matur. Ok? Bun. Asta am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Vă pup și ne vedem mâine.